Pacea Domnului! Bine ați venit în casa Domnului! Observ că cineva mi-a ocupat locul de acolo. O să devină foarte căutat locul ăla. Se vede foarte bine. Mă bucur că în seara asta, că s-a făcut seara de-a binelea, suntem în casa Domnului. Pentru cei care n-ați fost prea des aici în Brâncoveanu, să vă explic întâi ce e cu obiectele de aici din față. Cărțile acestea sunt cadouri din partea Bisericii Brâncoveanu pentru oameni pe care îi aveți pe suflet și pe care ați dori să îi invitați în biserică într-o ocazie sau alta. Noi, cei din Brâncoveanu, dorim să invităm pe cei pe care îi avem pe suflet în ocazia de evangelizare care va începe pe 10 februarie. Așa că toți care aveți oameni la care vă gândiți, oameni pentru care vă rugați, oameni pe care i-ați vrea aproape de Dumnezeu, la sfârșit puteți veni și lua cărți, câte una pentru fiecare dintre aceștia. Nu vă costă nimic cărțile, dar nu le obțineți gratis. Adică trebuie să lăsați în coșulețul acela un bilet cu numele dumneavoastră și cu numele persoanei pentru care luați cartea. Bilețelele acelea nu sunt pentru decontare, ci sunt pentru rugăciune. Biserica Brâncoveanu, deja de câteva luni, a făcut o listă cu persoane de felul acesta pentru care ne rugăm sabat de sabat. Și vrem să îmbogățim lista aceasta în așa fel încât nimeni să nu fie lăsat deoparte. Și acum aș vrea să ne îndreptăm atenția, cum este și firesc în perioada aceasta, asupra unei întrebări care, cred eu, preocupă pe unii, pe toți, oricum pe multă lume. Întrebarea ar putea suna așa: cum ar trebui să fiu eu ca să pot să fac lucrare misionară? Sau, cum ar trebui să fiu eu ca să am succes atunci când mă duc să vorbesc cu un om despre Dumnezeu și despre Harul Său Mântuitor? V-ați pus întrebarea asta? E normal să ne gândim. Și în după amiaza aceasta aș vrea să vă ofer, nu din partea mea, ci din Scriptură, câteva răspunsuri, nu multe, sunt trei răspunsuri la care mă gândesc în după amiaza aceasta și ele sunt prezentate într-o scenă foarte impresionantă. Sfânta Scriptură abordează tot felul de modalități prin care Cuvântul lui Dumnezeu este transmis. Uneori atinge coarda sensibilă a poeziei și citești din psalm sau din alte cărți poetice din Scriptură și parcă nu te mai saturi cât de frumos sunt spuse lucrurile. Alte ori, adevărul lui Dumnezeu este prezentat foarte scurt. Așa, două, trei vorbe. Dar vorbele alea sunt așa de bine potrivite încât transmit o mulțime de conținut din partea lui Dumnezeu. E ceea ce se numește genul aforistic, adică puține cuvinte cu înțeles mult pus acolo. Proverbele, Eclesiastul și nu numai, conțin acest fel de adresări din partea lui Dumnezeu. Altele te încântă prin diverse întâmplări relatate și aici evangheliile sunt pilduitoare, unde citim că într-o zi erau pe coasta muntelui, și acolo a venit o mulțime de lume și au stat până seara. Și când se făcea seară, Domnul s-a uitat și le-a zis ucenicilor, care erau și ei preocupați și care au zis: Doamne, dar gata, e seară, ce facem cu oamenii ăștia? Hai să le dăm drumul să ducă să mănânci. Și Domnul a zis: de ce să le dăm drumul? Dați-le voi să mănânci. Și apoi începe relatarea unei minuni pe care nu poți să o uiți, măcar că doar o citești în cuvinte. Și alte modalități, nu mai vorbesc de modalitatea profeției, când ți se prezintă niște lucruri pe care prima dată nu le pricepi, așa cum se întâmplă de altfel și profeților care sunt primii care primesc această descoperire din partea lui Dumnezeu
Și apoi, încetul cu încetul, profeția se dezvăluie și începi să înțelegi despre ce vorbește Dumnezeu. Printre toate aceste modalități, și sunt încă multe altele, nu le pomenesc pe toate aici, viziunile, acele descoperiri directe din partea lui Dumnezeu, pe care El le transmite prin intermediul unui profet, sunt foarte puternice. Pentru că într-o astfel de viziune, un pământean primește din partea lui Dumnezeu accesul în locuri, în timpuri, în spații unde de obicei oamenii nu au acces. Și căutând răspuns la întrebarea de la început, cum ar trebui să fie un om ca lucrarea lui de răspândire a adevărului mântuitor din partea lui Dumnezeu să aibă succes, aș vrea să recitim o viziune de felul acesta. Relatarea e destul de scurtă și haideți să ne îndreptăm atenția și să căutăm împreună răspunsurile. Cartea profetului, sigur, într-o carte profetică, trebuie să căutăm. Aseară a fost Iona, da, azi nu mai e Iona. Cartea profetului Isaia, cea mai consistentă dintre toate cărțile profetice. Capitolul 6, de la versetul 1. Am să citesc întâi fragmentul, nu-i mult, sunt doar o versete la care mă refer, și apoi să încercăm să găsim răspunsurile. E o vedenie spectaculoasă. E unul dintre puținele locuri din Scriptură unde prin intermediul unei viziuni, și asta nu înseamnă vedere directă, noi pământenii putem arunca așa o privire la tronul lui Dumnezeu. O să observăm că și profetul, și aici, ca în orice loc, are dificultăți să descrie ce vede el în viziune, cu atât mai mult noi care suntem beneficiarii intermediați, adică primim prin intermediul profetului această descoperire. Dar să citim. Isaia, capitolul 6. În anul morții împăratului Ozia, am văzut pe Domnul șezând pe un scaun de domnie foarte înalt și poalele mantiei lui umpleau templul. Serafimii stăteau deasupra lui și fiecare avea 6 aripi. Cu 2 își acopereau fața, cu 2 își acopereau picioarele și cu 2 zburau. Strigau unul la altul și ziceau: Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul oștirilor, tot pământul este plin de mărimea Lui. Și se zguduiau ușorii ușii de glasul care răsuna și casa s-a umplut de fum. Atunci am zis: Vai de mine, sunt pierdut, că sunt un om cu buze necurate, locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate și am văzut cu ochii mei pe împăratul, Domnul oștirilor. Dar unul dintre serafimi a zburat spre mine cu un cărbune aprins în mână, pe care îl luase cu cleștele de pe altar. Mi-a atins gura cu el și a zis: Iată, atingându-se cărbunele acesta de buzele tale, nelegiuirea ta este îndepărtată și păcatul tău este ispășit. Am auzit glasul Domnului întrebând: Pe cine să trimit și cine va merge pentru noi? Eu am răspuns: Iată-mă, trimite-mă. Și mă opresc aici, deși viziunea continuă, Domnul îi spune: Du-te, spune poporului, și îi se transmite ce anume să spună, ceea ce era necesar și potrivit pentru timpul acela. Scena aceasta este cu adevărat impresionantă. Cum ar fi într-o zi, până la revenirea Domnului Hristos, cum ar fi ca într-o zi să putem vedea cerul, nu de aici din jos, așa uitându-ne la bolta cerului și la astri, ci să fim acolo. Nu ni se spune unde anume este profetul așezat în scena aceasta. E, întotdeauna viziunile au o doză de, cum să-i spun, de taină,
tocmai pentru că ele sunt niște viziuni și nu neapărat niște realități pe care profetul le vede și le transmite. Așa a primit și Moise modelul chivotului, modelul cortului din pustie și după aceea a pus să fie făcute. Nu ni se spune unde este, unde stă profetul. Dar cum ar fi să vedem cerul? V-ar plăcea lucrul ăsta? Da. Păi sigur că ar fi frumos. Păi stai și te uiți la cer așa numai, dacă te duci undeva pe munte sau afară, pe câmp și e o zi frumoasă, senină, și stai și te uiți așa și e deosebit de frumos. Sau într-o noapte senină și vezi mulțimea de stele și parcă n-ai mai plecat de acolo. Dar poți să fii acolo. Și să ai posibilitatea să vezi o lume care nu e a ta. Să ai posibilitatea să vezi lumea lui Dumnezeu. Să ai posibilitatea să stai măcar câteva clipe într-o lume unde nu există păcat. Într-o lume unde totul este perfect. Într-o lume în care tot ce mișcă acolo e în deplină armonie cu Dumnezeu. Într-o lume în care nu există nicio umbră de imperfecțiune. Nu-i nimic strâm, nimic uscat, nimic. Totul e cum trebuie să fie. Și mai ales să-L vezi pe Dumnezeu. Știți că marea nenorocire care s-a abătut asupra oamenilor când au păcătuit a fost faptul că n-au mai putut să-L vadă pe Dumnezeu. Și de atunci întreaga istorie pe care o descoperim în Scriptură este istoria strădaniei lui Dumnezeu de a se face cunoscut oamenilor fără acest contact direct, fără această posibilitate ca omul să-L vadă pe Dumnezeu direct, fiindcă păcatul e o barieră ucigătoare pentru om. Și din iubire Dumnezeu îl protejează pe om. Dar să-L vezi pe Dumnezeu, eu cred că după o astfel de întâmplare viața noastră s-ar schimba. Când ne-am dezmetici, când s-ar termina momentul acela, nu cred că am mai putea să fim la fel ca înainte. Unii dintre dumneavoastră probabil ați călătorit destul de mult, aici și acolo. Aveți așa în minte locuri deosebite care v-au impresionat într-un mod special și la care atunci când vă gândiți ceva... ceva să mișcă în mintea, în sufletul dumneavoastră? Aveți astfel de locuri? Eu mi-amintesc câteva locuri unde, ajungând, am rămas total uimit. Fie că erau niște peisaje deosebite, fie că erau niște lucruri altfel de cum le știam eu, multe, multe astfel de locuri. Dar cum e să vezi o altă lume? Lumea aia adevărată, lumea aia reală, lumea lui Dumnezeu. Că de lumea asta păcatului suntem plini și sătui. Nu cred că cineva în prezența, văzându-L pe Dumnezeu, așa cât poate să-L vadă un om, rămâne același om. Și acesta este primul nivel. Prima condiție ca eu să devin un bun transmițător al mesajului lui Dumnezeu. N-am cum să fac acest lucru până când, atât cât situația noastră de oameni muritori, păcătoși ne permite, n-am cum să spun unui păcătos de lângă mine cât de mare, cât de frumos, cât de sfânt, cât de plin de dragoste este Dumnezeu, dacă eu însumi nu sunt plin de această imagine a lui Dumnezeu. Și vreau să vă spun ceva, într-o paranteză scurtă, fiecare dintre noi avem în capul nostru o imagine a lui Dumnezeu.
așa ca un fel de iconiță, cum poartă unii dintre concetățenii noștri, ei o poartă, mă rog, pictată pe un obiect, pe ceva, pe un suport. Dar fiecare dintre noi avem în cap o imagine a lui Dumnezeu. Și ar fi un exercițiu foarte folositor dacă într-o seară v-ați lua câteva minute, nu mult. Știți, eu din când în când vă tot propun lucruri de astea. N-am nicio așteptare că o să faceți vreunul dintre lucrurile de care vă spun eu, dar vă spun. Fiindcă dacă ați face câte ceva din lucrurile astea, v-ar fi de mare ajutor. Într-o seară, luați-vă 5 minute și scrieți pe o hârtie, pe tablet, dacă vreți, pe telefon, pe ce scrieți, cum este Dumnezeu. Dar nu așa cu linioară și să-mi spuneți atributele lui Dumnezeu. Asta e altceva. Nu. Ca un copil de clasa, nu mai știu prin ce clasă le mai dau acum compuneri, descrieți-L pe Dumnezeu. Ce ziceți, e greu lucrul ăsta? Păi n-aveți de unde să știți dacă n-ați încercat. Încercați odată, 5 minute acum nu o să fie o irosire de timp prea mare. Și veți descoperi că fără să ne dăm seama, fiecare dintre noi avem în mintea noastră un soi de imagine a lui Dumnezeu. Un soi de, așa, adunată de-a lungul timpului și poate nu așezată foarte ordonat, o închipuire a noastră despre cum este Dumnezeu. Cu siguranță că imaginile astea ale noastre despre Dumnezeu sunt foarte diferite de felul cum e în realitate Dumnezeu. Că și Isaia s-a trezit plin de uimire când a apucat să vadă cu ochii lui. Și ce descrie aici Isaia? Când te uiți la primele patru versete din capitolul ăsta 6, constați că limbajul e destul de sărac. Destul de... Ce spune Isaia? Și dacă Isaia ar fi reporter de teren și ar fi trimis acolo și să facă un reportaj, ce ți-a adus înapoi? Ce mă interesează că era în anul morții împăratului Ozia? Mă rog, asta e important pentru datarea viziunii. Dar intră așa, abrupt, ca și cum a aterizat nu știu de unde, drept acolo. Ci că am văzut pe Domnul șezând pe un scaun de domnie foarte înalt. V-ați făcut o imagine? Mie îmi lipsesc o mulțime de elemente. Din ce era scaunul ăsta de domnie? Zice Isaia ceva? Nu zice nimic. Foarte înalt. Ce înseamnă foarte înalt? Cât de înalt? Un scaun de domnie foarte înalt. Asta pățesc profeții când Dumnezeu le descopere ceva ce trece dincolo de lumea obișnuită și se regăsesc acolo că n-au cuvinte. Auzi, Domnul șezând pe un scaun de domnie foarte înalt. Elementul următor pare să fie o leacă mai, așa, mai explicit. Și poalele mantiei lui umpleau templul. Doar că nu-mi spune cât de mare e templul ăsta. Că atunci poate mi-aș face o idee cât de mare era și scaunul ăla de domnie, ca să... E destul de sărac ceea ce ne transmite. Și heruvimii care erau deasupra lui, presupun zburând pe acolo, deși nu spune că zburau, zice că stăteau, planau, cum, nu știu. Da, cum se mișcă heruvimii. Aici ni se dau câteva amănunte că aveau 6 aripi și fiecare pereche de aripi avea destinația specifică și că acești heruvimi făceau un singur lucru. Strigau unul la altul și ziceau. Nu se adresau lui Dumnezeu. Nu îi se închinau lui Dumnezeu. Nu
vorbeau unii cu alții și spuneau un singur lucru, cu toții, că Dumnezeu este sfânt. Și interesant, deși descrierea e din templu ceresc, unde pe scaunul ăla înalt de domnie stătea Dumnezeu și poalele mantiei lui umpleau tot templul, referirea din cuvintele serafimilor e la pământ. Că zic ei, sfânt, sfânt, sfânt este Domnul oștirilor, tot pământul este plin de mărirea lui. Și ni se mai dă un element ăsta, da, e un element care prinde bine, că ușorii ușii se zguduiau. Și casa s-a umplut de fum. Scena e impresionantă, dar e foarte sărac în amănunte. Dacă ai fi la un ziar sau la un site și trimeți un reporter la un eveniment și îți vine doar cu atâtea amănunte, ce îi spui? Păi, pentru asta te-am trimis. Unde e culoarea locală? Unde sunt elementele de geografia locului? Unde? Nu-mi spui nimic, nu-mi spui culori, nu-mi spui... De asta te-am trimis acolo. Asta pățește omul atunci când este dus așa în lumea lui Dumnezeu, rămâne fără grai. Dincolo de asta însă, un lucru se întipărește instantaneu în mintea omului când îl vede pe Dumnezeu. Că e o distanță imensă între Dumnezeu și om. Ca așa în sărăcia lui de exprimare pe care o are Isaia, preia ce spun serafimii și rămânem cu imaginea că Dumnezeu e sfânt. Orice ar însemna asta. Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul oștirilor și tot pământul e plin de mărirea Lui. Și pentru ca sfințenia aceasta lui Dumnezeu, orice ar însemna ea, să iasă în evidență, imediat este reacția lui Isaia. Vai de mine! Asta e distanța între Dumnezeu și om. Acest vai de mine exprimă cel mai bine diferența între ce este Dumnezeu și ce este omul. Și acesta este primul nivel și prima condiție pentru ca un om să fie un evanghelist de succes. Să-și dea seama cum este Dumnezeu și să-și dea seama cum este El. Revin. În mintea noastră, noi avem o imagine despre Dumnezeu pe care ne-am format-o de-a lungul timpului în mod inconștient. Și avem și o imagine despre noi înșine, pe care iarăși ne-am format-o așa de-a lungul timpului. Până când între aceste două imagini nu se stabilește raportul corect în mintea noastră, în înțelegerea noastră, că Dumnezeu e sfânt și eu, vai de mine, până atunci n-am îndeplinit prima condiție să putem transmite oamenilor ceva despre Dumnezeu. Când oamenii intră într-o biserică din asta tradițională, din când în când ar merita să ne ducem să ne uităm, nu la biserică, la comportamentul oamenilor. Oamenii au un anumit comportament, altul, complet diferit față de cum sunt ei în mod obișnuit. Când intră în biserică, fac niște gesturi, adoptă un anumit nivel al vocii spre zero, au un anumit mod de a se mișca, de a merge, nu gesticulează în afara gesturilor rituale și au așa o atitudine de stinghereală, de om care e într-un loc care nu e al lui. Cam asta e atitudinea oamenilor care merg în bisericile tradiționale, chiar și cei care merg în mod regulat. Noi am pierdut genul ăsta de raportare. Noi când venim aici la biserică, avem alt soi de comportament.
Dar nu despre comportamentul ăsta vorbesc eu, ci despre ceea ce este în mintea noastră cu privire la cum este Dumnezeu și la cum sunt eu. Până când aceste două lucruri nu sunt clar trasate în mintea noastră, avem puține șanse să putem transmite oamenilor chemarea lui Dumnezeu la mântuire. Pentru că niciun om nu schimbă viața decât dacă îi pui în față un model extrem de tentant, ceva care să fie mult diferit și mult mai bun decât ceea ce are el. Cât timp îi pui în față omului ceva care e mai mult sau mai puțin ce este el, de ce ar face pasul de aici din coace? Când însă omul, eu, cel care vreau să vorbesc despre Dumnezeu, sunt conștient de distanța imensă între Dumnezeu și mine, nu distanța în spațiu, ci distanța aceasta de calitate între Dumnezeu și mine, lucrul ăsta îl voi transmite. Și lucrul acesta va influența. Și lucrul acesta va produce efecte. De multe ori, noi avem așa un fel de reținere de a le spune oamenilor direct, sigur, cu înțelepciune, cu tact, astea nu trebuie să lipsească, vorbirea voastră trebuie să fie dreasă, cu har și așa mai departe. Nu trebuie să lipsească. Dar trebuie să le spunem oamenilor cinstit ce avem de spus. Până când nu suntem însă conștienți de cum este Dumnezeu și de cum suntem noi oamenii, nu putem depăși pragul acesta. Și am văzut de multe ori cât de uimiți și cât de repede reacționează oamenii când își dau seama că sunt confruntați cu ceva complet diferit de ceea ce este experiența lor de viață, practicile lor și așa mai departe. Și am văzut convertiri extrem de tranșante și de rapide când oamenii au fost confruntați cu adevărul, cuvântul lui Dumnezeu. Nu toți, dar mulți. Deci, primul element, că vreau să merg și mai departe, primul element care este necesar, fără de care nu putem reuși să transmitem nimic oamenilor, este să fim conștienți de sfințenia lui Dumnezeu și de păcătoșenia noastră, de vai de mine. Sunt un om cu buze necurate, locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate și am avut șansa, și am avut privilegiu, și am avut ocazia să-l văd cu ochii mei pe împăratul Domnul Oștirilor. Întâlnirea personală a omului cu Dumnezeu este condiția de bază ca să putem transmite ceva semenilor noștri. Dacă această întâlnire n-a avut loc, și nu trebuie neapărat să fie o viziune, așa cum a primit profetul, dar trebuie să fie o clarificare aici în mintea noastră. Dacă această întâlnire n-a avut loc, e greu. Spui oamenilor, da, le spui, dar nu are. N-are consistență, n-are forță, n-are putere de pătrundere. În lumea televiziunii se zice, adică e un criteriu, și în lumea politică și așa mai departe. Se zice despre oameni că ei se împart în două categorii. Unii care trec sticla și alții care nu. Nu pot să măsor cum, dar unul când apare la televizor are impact și altul poți fi de 10 ori mai deștept ca ăla și poți să fie mai pregătit și poți să folosească tot ce nu reușește să. Nu trece sticla, ecranul ăla între... Ăia care trec sticla sunt foarte căutați și foarte eficienți. Acum, ce fac cu eficiența lor, asta e altă poveste. Foarte mulți o folosesc rău. Nu poți să treci pragul ăsta spre oameni decât dacă te-ai întâlnit cu Dumnezeu. Al doilea pas, trei de toți în viziunea aceasta. Trei, nu mai mulți. Al doilea pas... Și acesta absolut obligatoriu. După ce te-ai întâlnit cu Dumnezeu,
După ce ai conștientizat sfințenia lui Dumnezeu și după ce ți-ai dat seama de păcătoșenia ta și de imensa distanță dintre tine și Dumnezeu, pasul 2 este lucrarea serafimului acestuia și ceea ce el îi face lui Isaia. Zice versetul 5, am zis, sunt așa, și versetul 6, dar unul dintre serafimi a zburat spre mine cu un cărbune aprins în mână pe care îl luase cu cleștele de pe altar, mi-a atins gura cu el și a zis, iată, atingându-se cărbunele acesta de buzele tale, nelegiuirea ta este îndepărtată, păcatul tău este ispășit. Observați că pe măsură ce se apropie de el, de persoana sa, profetul dă tot mai multe amănunte. Aproape, am zice noi, inutile. Ce mă interesează că a luat întâi cu cărbunele, cu cleștele de pe altar cărbunele, după aceea l-a luat cu mâna, după aceea... Fiecare element are importanța lui în a transmite ceva. Pasul al doilea, la fel de important ca primul. După ce mi-am dat seama de măreția lui Dumnezeu și de starea mea căzută, este să accept curățirea din partea lui Dumnezeu. Observați că Isaia, mai mult decât să zică vai de mine, n-avea ce să facă. Ce să facă omul în fața lui Dumnezeu? Ce să facă? Nimic. Dumnezeu însă poate și Dumnezeu face și Dumnezeu vrea să facă ceva pentru om. Cu condiția ca omul să se lase atins de harul mântuitor al lui Dumnezeu. Cărbunele l-a luat de pe altar de acolo, unde o fi fost altarul dacă poalele mantiei umpleau templu? Observați cât de nesigur e limbajul? Nu știu, pot să-mi imaginez. Unde stătea Isaia de a trebuit serafimul să vină în zbor până la el? La ce distanță de scena asta? Nu știu, dar nu e important. Al doilea lucru esențial, fără de care nu avem nicio eficiență în a transmite oamenilor solia mântuitoare despre harul lui Dumnezeu, este ca noi înșine să fi fost curățați. Știți orbul care e necăjit de mai mari poporului și care îl întreabă, dar cum ți-a făcut, dar ăsta e profet, dar are el dreptul, dar știți răspunsul așa exasperat al omului? Păi, nu știu tu astea care mă întrebați voi, dar eu una știu. Că eram orb și acum văd. Până când nu poți spune aproape lui tău acest adevăr, eram orb și acum văd, eram păcătos și acum Dumnezeu m-a iertat, ai prea puține șanse să-i transmiți ideea că și el la rândul lui poate să se vindece. E un fenomen căruia nimeni nu-i scapă. Dacă cineva care a avut o boală, o suferință, mă rog, și s-a vindecat, se întâlnește cu un om care are o boală asemănătoare, ce face ăla care s-a vindecat? N-am văzut, or fi și din ăștia, nu știu, dar n-am văzut pe cineva care să fie avut o experiență de asta și întâlnindu-se cu unul care suferă de aceeași boală, să nu-i spună, știi că și eu am fost și uite, m-am dus la doctorul ăla sau am luat, nu știu ce, leacuri sau... Încearcă și tu. Și culmea este că de cele mai multe ori oamenii sunt mai dispuși să-l asculte pe unul de ăsta care își povestește propria experiență decât să-l asculte pe nu știu ce profesor, doctor care îi dă tratamentul. De ce asta? Doctorul ăla are competență, doctorul ăla are știință, doctorul ăla are tot ce trebuie. De ce l-aș asculta eu pe ăsta cu care m-am întâlnit în colț la farmacie și mi-a povestit cum s-a vindecat el și nu l-aș asculta pe ăla? Pentru că experiența de viață
are mai mare forță decât orice teorie, oricât de adevărat ar fi ea. De foarte multe ori, noi încercăm să vindem oamenilor, cu ghilimele de rigoare, teoria adevărului, care e adevărat. Adică nu le vindem minciuni. Doar că oamenii sunt mult mai receptivi, că așa suntem și noi. Scuze. Oamenii sunt mult mai receptivi la experiență de viață. Omul așa gândește. Dacă i s-a întâmplat lui și îl văd că e sănătos, înseamnă că mi se poate întâmpla și mie. Hai să încerc. Bun, că de multe ori nu se potrivește, de multe ori e greșit să faci asta, asta e altceva. Dar asta e modalitatea în care reacționăm. Îl cunoști pe Dumnezeu, îți dai seama de sfințenia Lui, îți recunoști starea ta, că e vai de tine, și accepți curățirea din partea lui Dumnezeu și atunci ai ce să transmiți altora. Atunci ai ce să... Eu sunt foarte, cum să spun, foarte reținut în a accepta așa din prima ce văd, ce aud, ce citesc. Am așa un filtru foarte critic între mine și toate astea. Și totuși am observat că cel mai ușor trece prin filtrul meu critic o întâmplare de viață. Când cineva povestește ce i s-a întâmplat lui, asta trece prima. Când citești ceva foarte bine scris și așa, trece și aia, dar trece mai greu decât întâmplare de viață a unuia. Atingerea cu cărbunele ăla luat de pe altar este o experiență care transformă, care nu te lasă să mai fii cum ai fost. Și asta are forță, asta are putere și asta dă eficiență la ceea ce transmitem oamenilor. De câteva ori am fost martor la scena asta. Era câte cineva cu care vorbeam despre cum să se lase de fumat, cum să renunțe la băutură, cum să adopte stilul de alimentație recomandat de Scriptură și îi prezentam adevărul Scripturii, textele, una alta, dovezi științifice. Și omul era atent, era interesat, era doritor să învețe. Și când aveam ocazia să am prin preajmă sau să cunosc pe cineva care avusese o experiență de felul acesta, întotdeauna îl duceam și îi făceam să se întâlnească. Și ăsta care se lăsase de fumat, îi povestea celui care se lupta cu... Și mă uitam așa, că tot ce i-am spus eu de-a lungul timpului, nu cântărea mare lucru față de ce îi spunea ăsta, care nu știa să-i spună tot ce am spus eu, cum e, cu... mă rog... cu efectele negative și cu cum e pe partea spirituală, cu corpul nostru, templul Duhului. Când ăsta îi povestea, mă uitam așa cum mi se deschid ochii mari și cum... Și știu câțiva care, în urma unei astfel de întâlniri, au făcut ce ei pasul. Fie că era vorba de fumat, de băut, de alte lucruri. Imediat. Dacă eram orb și acum văd, dacă eram vai de mine și s-a atins de gura mea cărbunele acela luat de pe altar, voi avea succes cu oamenii. Și mai e și un al treilea element și o să mă opresc aici. Poți să-L cunoști pe Dumnezeu și poți să te fi întâlnit cu Dumnezeu și poți să fii, dacă vrei, chiar și profetul lui Dumnezeu, cum vorbeam aseară despre Ionă. Poți să fi fost atins cu cărbunele luat de pe altar și viața ta să fi fost transformată, cum a fost, de exemplu, transformată viața lui Pavel. Mai trebuie un element ca să ai succes. Știți care e acel de-al treilea element, care împreună cu primele două asigură succesul?
Aici scena e foarte complexă și foarte frumoasă. Nu m-am atins deloc de latura aceasta a viziunii. Dar e o gradație. Întâi profetul vede templul, pe Domnul, scaunul de domnie, mantia, serafimii. După aia se atinge de gura lui cărbunele de pe altar. Și abia după ce s-au întâmplat astea, vorbește Dumnezeu. Până acolo a vorbit serafimii, a vorbit profetul și Dumnezeu n-a vorbit. Când s-au petrecut însă etapele astea, Dumnezeu vorbește și zice un singur lucru. Dumnezeu ăla de pe scaunul de domnie foarte înalt, Dumnezeul acela a cărui mantie umple templu, Dumnezeul acela a căruia heruvimii, serafimii și toate ființele cerești îi cântă slavă și mărire, Dumnezeul acela, în prezența căruia se zguduie ușorii casei, Dumnezeul acela pare la un moment dat să fie neajutorat și zice, pe cine să trimit și cine va merge pentru noi? Sigur că nu-i neajutorat. Sigur că asta este o favoare pe care ne-o face. Dar e un element esențial. Și răspunsul lui Isaia, nu cel care zice, vai de mine, sunt un om cu buze necurate, așa că ce să transmite o altora? Locuiesc în mijlocul unui popor cu buze necurate, cum se aducă pe oameni aici la biserică să vadă ei ce e pe aici în neregulă? Isaia cel care a fost schimbat și transformat. Răspunsul lui este scurt, prompt, iată-mă, trimite-mă. Mai scurt de atât nu există. Dar fără asta, poți să-L fi întâlnit pe Dumnezeu. Poți să fii beneficiat de iertarea lui Dumnezeu și de curățire din partea lui Dumnezeu. Dacă nu răspunzi și acestei trimiteri din partea lui Dumnezeu, nu se întâmplă nimic. Iată-mă, trimite-mă. De fapt, Dumnezeu a întemeiat biserica pentru oameni care răspund acestei chemări. Pentru oameni care îl cunosc pe Dumnezeu, pentru oameni care au fost spălați și curățați și care răspund acestei chemări. Biserica pentru asta există. Să se ducă unde o trimite Dumnezeu. Iată-mă, trimite-mă. Nu sunt lucruri pe care nu le știm. Nu sunt lucruri pe care nu le-am auzit. Dar sunt lucruri esențiale. Sunt lucruri fundamentale. Dacă ne pasă de semenii noștri, dacă plânsul nostru pentru cei dragi este autentic, dacă ne doare inima gândindu-ne că într-o zi vom fi despărțiți de cei dragi, dacă ne pasă de cei care nu știu cât știm noi, dacă chiar am înțeles cât de cât din dragostea lui Dumnezeu care vrea ca oricine să aibă parte de viață și nu de moarte, atunci trebuie să răspundem chemării lui Dumnezeu. Iată-mă, trimite-mă. Și să lăsăm părerile noastre pe care le avea Iona, că știe el mai bine, să lăsăm, cum să zic, sfiala noastră nejustificată, Doamne, dar eu nu mă pricep. Știți? Dumnezeu nu întreabă aici. Cine este priceput ca să-L trimit să facă lucrarea mea? Nimic de felul acesta. Întreabă pe cine să trimit și cine va merge pentru noi. Adică cine își asumă această responsabilitate și onoare să meargă în numele lui Dumnezeu. Atâta tot. Restul? Restul e treaba lui Dumnezeu. Noi avem atâtica bucățică și restul e lucrarea lui Dumnezeu. Cum a fost și până aici, când ne-a conștientizat despre măreția sa, despre păcătoșenia noastră, când ne-a curățat, până aici a fost treaba lui Dumnezeu. Aici e treaba noastră să ne ducem. Și de acolo iar e treaba lui Dumnezeu.
să ne creeze ocaziile să ne întâlnim cu acei oameni cărora Duhul lui Dumnezeu le-a vorbit. Să ne întâlnim cu niște oameni într-un anumit moment, când ei sunt cei mai gata să accepte ceva, să creeze condițiile, pentru ca noi, care nu ne pricepem, să putem transmite ceva și așa mai departe. Și după ce ne-am făcut noi treaba asta, puțină câtă este, iar e treaba lui Dumnezeu să convingă pe cei cărora ne-am adresat, să-i călăuzească și să-i facă să îi vedem răspunzând chemării sale. Am ținut să vă aduc aminte aceste lucruri, nu că nu le-ați ști, nu că nu le-ați crede, dar ele trebuie și trăite. Și mă rog din toată inima ca Dumnezeu să ni se descoperă. Mă rog din toată inima ca Dumnezeu să ne facă încă o dată conștienți de starea noastră și încă o dată să ne curățească, pentru ca apoi să fim gata să răspundem chemării sale și să mergem unde ne trimite El. Amin.